Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de Minecraft, adică un nou episod dintr-o nouă serie de Minecraft. Astăzi vom începe o nouă serie de Minecraft Pocket Edition. N-am numit lumea, dar mă rog. Stai că o să ies și o să o numesc din nou. Da, băi, și dacă vă place această nouă serie, nu uita să lăsați și voi acolo un like, subscribe. Hai să luăm și noi torțile. Se mișcă destul de repede, nu știu cum să schimb. Hai să vedem ce ne pic. Hai să vedem ce avem în chest. Ok, avem și pickaxe, dar e de nu de stone, nu știu cum pana mea se numește. De lemn. Așa. Stați să numim și lumea. Ăla e skin-ul meu pe care l-am și în Minecraft-ul de pe PC. Așa, haide să-i punem numele, lumea lui 007 Mario. Lumea. Lui 007 Mario, bun. Așa. Hai să vedem, m-a mișcat destul de mult și na, pana s-a închis filmarea. Da, e 1.13 beta. Scrie acolo că e beta. Am avut impresia că e o torță. Ia. Dar de ce nu mi se luminează? Gen, ar trebui să... Ciudat. Hai să luăm și sugarul ăsta. Ne-am spawnat, vedem la o câmpie lângă un deșert. Ok, hai. Hai să mergem și în mina asta. Ca să-i spun așa. Dar nu e asta mina, era acolo o mină. Dar întâi hai să ne hai să ne punem și noi ăsta în inventar, corect. Bun. Stai. Ăsta îl punem aici. Toporul îl punem aici dacă suntem atacați. Perfect. Și astea în inventory. N-am mai jucat până acum Minecraft Pocket Edition decât foarte puțin la un prieten, dar na, pana mea, e mișto, dar nu știu ce, nu pot să mă mișc. Mă pot să păstă gen shift. Am jucat Minecraft-ul normal eu pe PC și aș face și o serie, însă PC-ul meu se mișcă super greu. Ia să vedem ce este aici. Am putea să ne luăm niște stone ca să facem un furnace sau să ne facem pickaxe de stone. Dar întâi ne trebuie un crafting aici. De asta îi putem face mai ușor așa. Bun. Ok, aici e o mină ceva. Hai să fie asta cât de cât o mină principală în acest episod, să-i spunem așa, să mai facem rost de niște, mai să pun și pe aici, ca să fie bine, să nu fie rău. În orice moment ne poate pica acel nisip în cap, dar noi vom sta bine pe aici. 11 bucăți ne trebuie ca să, asta e că am auto-jump-ul pus.
Mie nu-mi place deloc autojump-ul. Așa. Perfect, acum ne putem face și Big X. În primul rând facem așa. Odată, în al doilea rând facem și un Big X. În al treilea rând facem și un Furnace. Și aia e. Hai să mergem în inventory. Bun, inventory. Așa. Punem ăsta aici. Punem și ăsta aici. Și ăsta aici. Bun. E puțin mai ciudățel Minecraft Pocket Edition. Dar pana mea. Hai să ne facem drumul puțin mai mare. Bă, mă gândesc la un lucru. Că noi nu cred că avem drum când ieșim. Dacă săpam nisipul, era apă. Adică era marea, practic. A, nu. Deci am putea face și așa. Dacă e să fug de vreun mob, ceva. Bă, faza e că nu văd oi sau ceva. Nici n-am căutat. Dar o să stăm prima seară, probabil, în mină. Ok, hai să punem niște torțe să lumineze puțin. Bă, nu te cred nici măcar căul. Haide, bă, să ne luăm torța înapoi. Am pus-o și pe aia din greșeală, hai. Cred că e și în partea asta ceva. Stai să zăpăm blocul ăsta. Ca să fie bine, să nu fie rău. Nu e nimic? Se pare că nu e nimic. A, e deșert. Deci na. N-avem ce să facem pe aici. Ne luăm catrafusele și plecăm. Poate găsim și oi. Bă, da, autojump-ul e tot pe on. Avem iepurași, n-avem ce să facem cu ei. Oh my god, e un spider. Și niște sugar, hai să luăm sugar-ul. Cam înalt sugar-ul ăla de 4 blocuri. What the fuck? Nu prea mai văzut. Sugar de 4 blocuri. Oh my god. O să fie o serie mișto, după părerea mea. Sper că vă place. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Hai să luăm sugarul ăsta, pentru că la un moment dat vom avea nevoie de el. Și acolo e swamp. Adică mlaștină. Dacă cumva nu vă jucați Minecraft și nu le aveți. E un biome de swamp. Uite, o găină. Așa o omoră ca să iau mâncarea. Dar n-am cu ce să... De fapt, aș avea cu ce să prăjesc. Dar na, n-aș prăji lemnul. Ok, hai că omor. Dacă aș și găsi eu din nou... A, uite acolo. S-a ascuns, nebuna. Avem și o mină. Ce faci, nebună? Fugi de mine. Ia uite, bă, din prima. Și cred că am luat carnea. Avem și un pește. Aici nu cred că avem nimic. Hai să mergem pe aici. Să sperăm că putem și noi în coal ceva. Să nu zic iron. Oh. Avem coal. Hai să facem și noi o poză mișto pentru thumbnail. Dar nu știu cum se dispare. Buf. Așa, pentru thumbnail.
Hai să punem și noi o torță pe aici. Bă, ar fi fost mișto dacă s-ar fi rotit itemele. Gen, cum cad pe jos să se rotească sau ceva. Ar fi fost foarte mișto. Sau de un zombie. O să trebuiască să mai lucrez eu la setări. Ca să fie bine. Se face și noapte. Văd că mina se duce în jos. O să-mi fac un drum de torțe, probabil. Sper să nu mă pierd. Dacă nu mă pierd, înseamnă că terminăm. Dacă mă pierd, înseamnă că terminăm episodul, pentru că eu de obicei mă cam pierd dacă nu fac un drum sau ceva. Mamă, e ceva în groapa aia. Hai că o luăm și pe aici. Tot căul. Nu găsim și noi aer în ceva. Stai. Hai că fac așa. Până mai punem și ultima torță. Hai să ne facem alta. Nu chiar 14, dar 8 ne sunt de ajuns până acum, zic eu. Trebuie să găsim iron foarte repede. Poate găsim diamond din primul episod, ar fi ceva. Eu am o modalitate pentru a găsi diamond, însă e destul de riscant, pot cădea în lavă. Mă cam enervează controlele astea. E mult mai ușor pe PC să joci și pe PS3. Eu am jucat pe PS3, dar probabil pe consolă, la asta mă refer, e mai ușor. Bă, lol, e ceva acolo. O să mergem să explorăm, văd că mina asta e destul de mare. Oh, uite, primele bucăți de iron. Wow. Se aude, cred că și un mob. Sau ceva. Cât iron avem? 8 bucăți de iron. Bun. Hai că pun sendul ăsta ca să scap de el. Pun și ăsta. Și ăsta. Așa. Las torța aici, nu. Ok. Mă gândesc dacă să cobor aici sau nu. Am toporul ăla. Cobor. Stau cu shift. Haide, bun. Aș avea apă, dar nu vreau să sar. Hai să punem o torță aici. Spider! Brr! Vrei să mă atași după mine? Și din primul episod. Hai că facem așa. Să nu cumva să cad. Ok, hai să punem și așa. Și o iau pe aici, în jos. Am auzit un râs. What the fuck? Sunt villager sau ceva. Dar villagerii nu cred că râd.
Ok. Stai, frate. A, cred că atunci când... Nu te duci în jos? Bun. Acum stai cu shift, stai cu shift. Haide, frate, de ce nu stă cu shift? Așa, bun. Uite, acolo s-a dus spider-ul sau căulul acela. Hai să punem o torță. Bun. Hai să scăpăm de shift. Bun. Acum hai să dăm iar cu shift. Chiar dacă nu e shift, eu îi zic shift pentru că pe PC... Mi-e frică pentru că eu nu sunt așa de atent, dar na, pana aia, hai că las așa. Oh, iron. Bun. A venit și puțin XP. Hai să punem furnace-ul, uite, aici. Să băgăm iron-ul. Iar aici să băgăm căulul. Bun, și se face. Băgăm și crafting-ul sus. O, 10 bucăți, bun. Deja ne putem face pichet. Aș acoperi și n-aș acoperi apa aia, dar cred că o acopor. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Trebuie să ne facem torțe din nou. O, peștera se face din ce în ce mai mare. Dar întâi vreau să explorez ce aici. A, căul n-am pus pe tot la fărnență. Asta e cam aici căul. Fac, haide bă, mergi. Hai că luăm mai mult, 40. Ok. Să-mi așez și eu inventarul. Stai. Deci întâi las așa. Bun, asta aici. Și restul sunt porcării. Cred că fac o prostie că mă duc aici să explorez, însă ai. Mă risc. E posibil să mă pierd. A, nu. Nu mă pierd. Și așa veneam pe aici. Ok, ia era în căul. Bun.
Bun. Hai să vedem ce e mai în față. Zici că e un Minecraft la cum e. Nu Minecraft, nu știu cum se numește chestia aia, la cum e făcut. Tunel? Oh my god. Aici se termină. Da, mai găsim iron. Coal. Doar două bucăți, what the fuck? Da, băi, și acest episod cred că va apărea vineri. Marți vor fi două, au fost două live-uri. Unul, deja l-am filmat, eu filmez acest episod marți. Probabil al doilea e pe seară. Miercuri va fi probabil unboxing-ul, pe care, dacă nu l-ați văzut, sper să vă uitați la el. După, probabil, în dimineața aia va fi un live. Și după miercuri, dacă vine jocul, după amiază va fi iar un live. Hai să ne întoarcem. Să-i nu pe aici. Gata, m-am întors. Bă, dar e mare mina asta, n-am ce să zic. Hai să bag și asta. Sau hai să pun sandstone. Hai. M-am încurcat puțin apa. Iron, mai mult coal. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Aproape facem un stack. Nici nu știu de cât timp filmăm. Dar cred că e destul de lungă filmarea. O să mai minez eu off-camera și... Da, cred că cam asta a fost tot episodul. Sper ca în următorul episod să găsim mult mai mult iron. Poate găsim și oaie. Dacă găsesc off-camera o să omor eu. Ca să iau lâna, nu mai aștept să fac un alt episod. Nu știu cum va apărea acest episod, v-am spus. Posibil vineri, dacă nu poate am eu chef să-l pun în altă zi. Așa, bun. Hai cam să poată aici, frate. Mai țin puțin videoclipul, ia cât e ceasul. O, e 4. Mamă. Da, pe partea asta am terminat. Mai avem iron. Hai să... Nu încerc parcurs pentru că nu cred că mă pricep pe Pocket Edition. E bloc în sus. Da, ia. Ia, frate, că încerc parcurs pe Pocket Edition. Mamă, e iurea rău pe Pocket Edition. Adică nu e iurea jocul, zic că e iurea să faci parcurs. Bun, hai să luăm 21 de iron până acum. O să trebuiască să ne facem în curând un nou PX. Hai să ne ducem aici, zic. Stai ca să ajungem acolo în dreapta, facem aici un drum frumos. O, e o peșteră. Interesant. Bun.
Hai să punem torțe, văd că se duce destul de în jos această groapă. Sper să nu prind schelet sau zombie. Gropile astea trebuie acoperite pentru că e posibil să cad. Dacă vin în fugă. Oh! Se duc ce chiar în jos. Lavă, ok. Interesant, o să trebuiască să explorez destul de mult. Am foarte, foarte mult de explorat. Trebuie să luăm coal-ul. Mă mir cum de stau așa de bine cu hangarul. Da, băi, băieți, și cam asta a fost primul episod de Minecraft Pocket Edition. Nu ezitați să apăsați și voi pe butonul ăla de like ca să văd că vă place și că vă doriți cel de-al doilea episod, dacă o să vă placă 100% voi mai posta. Dacă nu, nu. Eu am fost 007 Mario of Camera, o să mai minez. Mulțumesc pentru vizionare. Pa!